Coreea de Nord este una dintre puținele state socialiste care au supraviețuit până astăzi. Deși sunt alte țări în care regimul comunist este încă în amploare, țări precum Cuba, China, Vietnam și Laos, aceste țări, în mare parte cel puțin, nu au rupt contactul cu restul lumii și încă acordă anumite drepturi cetățenilor. Ei bine, nu se poate spune același lucru despre Coreea de Nord. Este cunoscută drept una dintre cele mai represive țări existente. Contactul locuitorilor cu lumea exterioară fiind complet interzis și de multe ori pedepsit în moduri drastice care pot afecta nu doar criminalul, ci întreaga lor familie. Informațiile despre această țară sunt minime, încât vizitele turistice se desfășoară doar sub pază strictă în locații selecte, iar propaganda guvernamentală nu poate fi crezută. Este totuși sigur să spunem că populația țării nu o duce prea bine, aceștia fiind afectați de sărăcie și de sistemul de propagandă care nu le permit să scape din această situație cumplită. Cu toate astea, nu întreaga țară este săracă. Chiar dacă majoritatea populației este afectată de sărăcie și chiar de foamete, există și orașe precum Pyongyang rezervate doar pentru elită, unde oamenii o duc puțin mai bine, cel puțin comparativ cu restul țării. Orașul este considerat centrul industrial al Coreei de Nord, de asemenea fiind și orașul unde locuiește Kim Jong-un, actualul lider suprem al țării și, desigur, în această zonă se pot găsi și construcții impresionante, unele care poate chiar oferă o provocare celor occidentale. Una dintre aceste construcții este Palatul Soarelui Kumsusan. Palatul Soarelui Kumsusan. Palatul Soarelui Kumsusan, sau cum a mai fost cunoscut Palatul Memorial Kumsusan, este probabil cea mai impresionantă construcție nord-coreeană. Palatul a fost construit în 1976, cunoscut drept Sala de Adunări Kumsusan, și a servit ca reședință oficială a lui Kim Il-sung, fondatorul Coreei de Nord, timp de 18 ani. După moartea lui, reședința a ajuns sub conducerea fiului său, Kim Jong-il, unde a suferit ample renovări, fiind transformată într-un mausoleu dedicat tatălui său și redeschis în iulie 1995. A fost redenumită Sala Memorială Kumsusan, unde corpul îmbălsămat al lui Kim Il-sung a fost expus pentru toți vizitatorii. Corpul se află într-un sarcofag de sticlă limpede, capul se sprijină pe o pernă în stil corean și este acoperit de steagul Partidului Muncitorilor din Coreea. Se crede că transformarea a costat cel puțin 100 de milioane de dolari, dar unele surse ridică cifra până la 900 de milioane, toate astea în timp ce mii de oameni sufereau de foamete la vremea aceea. Pe 17 decembrie 2011, Kim Jong-il a decedat, fiul său și actualul lider al Coreei de Nord, Kim Jong-un, procedând într-un mod similar cu tatăl său și expunându-i trupul timp de 10 zile în sala memorială, până când a fost organizată o înmormântare de stat pe 28 decembrie 2011. Complexul a fost redenumit drept Palatul Soarelui Kumsusan pe 16 februarie 2012, ceea ce a concis cu ce ar fi fost cea de-a 70-a aniversare a lui Kim Jong-il. Pe teritoriul palatului a avut loc o ceremonie majoră, inclusiv o paradă militară a Armatei Populare Coreene și un foc de artificii. Palatul a fost redeschis oficial publicului pe 17 decembrie 2012, exact la un an de la moartea lui Kim Jong-il. La peste 10.000 de kilometri pătrați, Kumsusan este cel mai mare mausoleu dedicat unui lider comunist și singurul care găzduiește rămășițele mai multor persoane, unele hale din interiorul clădirii ajungând la o lungime de 1 kilometru. Reguli de vizită. Palatul Soarelui Kumsusan este unul dintre cele mai sacre locuri din Coreea de Nord, deci nu este considerat drept atracție turistică, vizita asemănându-se mai mult cu o înmormântare. Cu toate acestea, străinilor, inclusiv turiștilor, li se permite să viziteze Palatul Soarelui Kumsusan joi și duminică dimineață, în timpul sărbătorilor speciale pentru invitație, vizita durând aproximativ 2 ore. În fiecare mai și iunie, palatul este închis pentru renovare. Chiar dacă palatul este deschis turiștilor, calitatea sacră pe care o deține în ochii coreenilor duce la o vizită supusă multor reguli. Dacă alegi să vizitezi palatul, trebuie să fii respectuos pe parcursul întregii tale vizite. Nu este posibil să intri fără a face numeroase înduplecări, ceea ce este considerat un semn al respectului în cultura coreeană. În timpul vizitei este necesară o ținută adecvată, fie o rochie formală, un costum, cămașă cu pantaloni lungi și pantofi de îmbrăcăminte sau Adidas curat.
alte haine precum blugi albaștri, pantalonii scurți, sandale sau orice poate fi considerat informal și nu sunt acceptate. Clădirea este accesată printr-un pasaj subteran adiacent unei stații de tramvai de peste drum. Înainte de a ajunge la palat, fiecare vizitator este nevoit să treacă peste un dispozitiv care va căuta încălțămintea. De asemenea, vizitatorii vor fi rugați să depoziteze orice bun ar putea avea la ei în acel moment, cu excepția portofelului. După asta, fiecare turist va trece printr-un punct de control care verifică că niciun alt obiect nu a rămas în posesia vizitatorului. Fotografia este strict interzisă în interiorul palatului, dar este permisă în afara lui în anumite zone. În timpul vizitei îți va fi amintit că nu poți vorbi tare, că nu ai voie să mesteci gumă, să mănânci sau să bei apă, să alergi, să fumezi sau să te atingi de pereți. De asemenea, trebuie să rămâi alături de grupul tău tot timpul și să urmezi instrucțiunile ghidului. Mâinile tale trebuie ținute de-a lungul corpului fără să fie băgate în buzunar sau încrucișate, considerându-se un act de impolitețe. Vizita. Palatul Soarelui Kum Susan este una dintre cele mai unice clădiri din lume și conține numeroase camere mari și holuri rafinate, cu tavane înalte acoperite cu plăci de marmură și pline de decorații fastoase. Odată ajunși, vizitatorii sunt întâmpinați mai întâi în sala de așteptare, care este separată de clădirea principală, dar încă în cadrul complexului palatului. Aici, ghizii locali vor finaliza formalitățile de înregistrare a turiștilor înainte de a continua. Folosirea toaletei este recomandată în acest moment, deoarece nu vor mai fi disponibile până la terminarea turului. După predarea telefoanelor, camerelor foto sau a altor astfel de obiecte, turul în sine poate începe. Poate fi observat că nu există ferestre în palat, cu excepția uneia situată pe balconul din partea de nord. Fereastra duce direct către biroul lui Kim Il-sung, spunându-se că a fost făcută pentru a avea o vedere clară asupra cimitirului unde este îngropată soția sa. Motivul pentru care palatul este lipsit de ferestre este pentru a fi mai sigur în cazul unui atac. Continuându-vă drumul mai adânc în clădire, veți trece pe lângă fotografii ale lui Kim Il-sung și Kim Jong-il, alături de alți lideri mondiali sau localnici coreeni. După ce veți trece de aceste poze, veți ajunge într-o cameră mare cu două statui de ceară, înfățișând liderii coreeni, iar după acestea este intrarea în mausoleu. Înainte de a ajunge în camera în care sunt rămășițele, este folosită o mașină de suflat pentru a curăța orice urmă de praf. În camerele mausoleului se află trupurile celor doi lideri, iar vizitatorii sunt nevoiți să facă 3 plecăciuni. După terminarea vizitei, vă veți putea revendica bunurile și veți fi conduși în afara palatului. În această locație, pozele sunt permise, cu obligația ca acestea să includă portretele celor doi lideri aflate la intrarea palatului. De asemenea, dacă turiștii aleg să se pozeze, trebuie să păstreze o poziție adecvată, fără a face gesturi cu mâinile precum semnul păcii. Concluzie. După cum am văzut, în ciuda situației triste în care se află țara, nu este complet lipsită de frumusețe. Poate că într-o bună zi regimul curent va dispărea, sau cel puțin va fi transformat înspre bine, permițându-ne atât nouă, dar și mai important localnicilor să se bucure de întreaga țară. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.